premiul de excelență pentru implicare civică. Revine domnului Alex Todericiu. Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt recunoscător Ioanei Țigănescu, sunt recunoscător Institutului Național de Statistică pentru că a dat posibilitatea prin acest premiu care mi-a fost conferit mie în seara aceasta să fie premiate de fapt îngrijitoarele de bătrâni la domiciliu care sunt românce ce muncesc în afara României. Pandemia, precum hârtia de turnesol, ne-a arătat printre multe probleme, racile și lucruri foarte frumoase, că românii nu pleacă toți, nu emigrează toți, nu merg toți la cules de sparanghel, nu e nimic rău să cules sparanghelul, ci există și mulți oameni care merg în străinătate, practic fac naveta, se întorc și asociația noastră, Asociația de Drept Austriac, reprezintă aproximativ 900, aproape 1000 de îngrijitoare de bătrâni la domiciliu, majoritatea dintre ele femei, mame, care astfel, în această pandemie, prin martie-aprilie, brusc au fost pe buzele tuturor, relata presa din România, relata presa din Austria, din simplu motiv că ele, practic, nu mai puteau să ajungă din România în Austria și în Austria în România. Astfel, e vorba de o asociație care reprezintă femei muncitoare din România, care fac mult bine altor semeni, în cazul nostru vârstnicilor și bolnavilor austrieci, care trimit bani acasă, care își întrețin astfel familiile și care lucrează, că e important de cunoscut și acest aspect, pe baza unei licențe de liberă practică. Din perspectiva legii române, ele sunt profesioniști, așa zici, profesioniști. Deci, este interesant de văzut cum aceste îngrijitoare, practic, asigură subsistența, dacă vreți așa, a aproximativ 40.000 de persoane, ele incluse aici, sunt 35.000 de persoane doar pe relația cu Austria. Și ne-am bucurat într-un fel și mirat în alt fel când am citit în programul de guvernământ al actualului guvern la sectorul dedicat Ministerului Economiei, în subordinea și răspunderea domnului ministru Claudiu Năsui, că România își propune să readucă, să relocheze 250.000 de îngrijitoare din străinătate în România. Ne bucură acest lucru. Asociația Flege Help, pentru că eu în calitatea aceasta am primit acest premiu de persoană care a înființat Asociația Flege Help la Viena, l-a întrebat în scris, printr-o scrisoare pe domnul ministru Năsui, cum își propune guvernul, cum își propune ministrul economiei să facă acest lucru. Ne bucurăm să primim un răspuns. Dumneavoastră vă urez sănătate și rămâneți cu bine și atunci când veți citi în presă de Flege Help, să știți că este o asociație austriacă, dar majoritatea membrilor și membrilor sunt români. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim și încă o dată felicitări!